Salut, bucătărași! Pentru că a venit vremea frumoasă, îți arăt un snack perfect de luat la picnic. Scoci Eggs de minune alături de diverse sosuri sau murături și pot fi servite atât calde cât și reci. Ai nevoie de 4 ouă potrivite pe care le vei fierbe și alte 2 ouă pe care le vei bate, 4-500 de grame de carne de cârnat deja condimentată, făină și pesme pentru a realiza crusta și ulei de floarea soarelui pentru prăjit. Într-o crăticioară, pune apă cu sare la fierbere. Când aceasta a început să fiarbă, adaugă cele 4 ouă cu mare grijă și lasă-le fix 4 minute și jumătate. Vrei ca interiorul să rămână moale. După epuizarea timpului, scurge apa fierbinte și adaugă apă rece. Apucă-te să decojești ouăle. Sparge coaja, curăț-o puțin și apoi trece oul încă o dată prin apă. Se va curăța mult mai ușor așa. Bate cele 2 ouă crude cu ajutorul unui tel. Învelește apoi ouăle fierte în carne. Dă-le prin făină, apoi prin ou și prin pesme. Strânge-le bine și adaugă-le cu grijă în tigaia cu ulei încins. Prăjește-le cam 10-12 minute până se gătesc complet. Scoate-le pe o farfurie cu șervețele pentru a absorbi uleiul în exces. Și acum voi tăia unul ca să vezi cum este și în interior. Chiar îți doresc să încerci această gustare. Pe mine unul m-a cucerit. Și dacă ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să ți le pregătesc, lasă-mi comentariile tale mai jos. Pa, bucătăraș! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.